Salutare băieții, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, practic, vom combina două serii, băieții. Știți că aveam eu o serie de squad buildere și m-am apucat să zic așa și de o serie în care făceam dacă o echipă nu și-ar fi vândut jucătorii. Dar astăzi, băieții, m-am gândit puțin mai bine și vom face un past and present cu actuala câștigătoare a UEFA Champions League-ului, adică Chelsea. Au câștigat pe merit Liga Campionilor în fața celor de la City, un meci, zic eu, dominat de ei sau în orice caz în care nu ar fi meritat City să câștige. Dacă vă place, băieții, ideea mea, dați acolo un like, abonați-vă, bineînțeles, dacă sunteți noi. Cum, băieții, mi-aș dori mai mult ca niciodată, cred că să vă abonați, pentru că aș vrea până vineri, băieți, să ajungem la 15.000 de abonați. Ne mai trebuie doar 200 de abonați, așa că pe bune. Wow, băieți, vreau să facem o mică pauză să vă zic două lucruri. În primul rând, pe neva.com găsiți o gamă variată de produse video, de jocuri video, cele mai bune prețuri, aveți un cod de reducere de 3%, Cristi Tum, puteți să băgați la checkout acest cod, aveți și asistență 24/7, este legit 100% acest site. Și totodată vreau să vă anunț că pentru pasionații de articole sportive, pe www.ragnarshop.com găsiți noul stoc, o să fie multe produse, multe tricouri cu fotbaliști retro, Mutu din vremea când juca la Chelsea, Gică Popescu de pe vremea când era la Barcelona, Hagin din 98 și așa mai departe. Puteți beneficia de asemenea și de o reducere de 5% dacă veți folosi la checkout codul CRISTIYOUTUBE5, așa că ce mai stați? Nu se putea altfel, adică trebuie să fim acum pe contul ăsta cu mulți bani. Și cam aceasta este, băieții, echipa din prezent, acea de la Chelsea. Nu sunt neapărat titulari, dar sunt jucători care au carduri foarte bune și sunt majoritatea titulari oricum. Avem un poartă, băieții, pe Edouard Mendy, portarul adus de la Rennes, un portar care, zic eu, se descurcă genial, ținând cont că în poartă era Kepa înainte, nu că am ceva cu Kepa, dar e o diferență totuși. În dreapta, băieții, l-avem pe Cesar Azpilicueta. Știu că Chelsea joacă în 5 fundași, dar eu am ales această formație 4-3-3 ca să pun și jucătorii decât pe poziție, adică n-ar fi avut sens să pun Mount, nu știu, Reitinger sau așa ceva. Deci Azpilicueta cam așa arată, este foarte lent, sincer, nu este jucabil. Rudiger aici, noul zid din apărarea lui Chelsea, vă zic sincer, îmi place foarte mult de Rudiger, mai ales în semifinala cu Real, și în finala cu City a jucat, zic eu, fantastic. Thiago Silva lângă el. Am ales cartea asta tot în nominia lui Thiago Silva. În stânga Chilwell, Ben Chilwell, care deși n-a început chiar grozav finala, a reușit după să-l domine pe Walker, sincer surprinzător, aș spune eu. Bineînțeles, în N'Golo Kanté, probabil MVP-ul, nu a fost MVP-ul finalei dacă nu greșesc, dar vreau să zic că cu siguranță cred că cel mai bun jucător din lotul lui Chelsea sau cel mai în formă. Jorginho aici la mijloc totodată, poreclit și că în copilărie Jorginho. Mason Mount, al treilea jucător de la mijlocul terenului, este jucătorul la mai ofensiv, este noua perla celor de la Chelsea. Am ales cartea asta Team of the Season a sa, deși mai avea o carte un pic mai highlighted UEFA Champions League, iar în față trei jucători UEFA Champions League, Timo Werner, care mai are de lucru, după părerea mea, puțin la finishing, cred că îi lipsește puțin și încrederea, dar a avut o mare ocazie în începutul meciului cu City. Hudson-Odoi pe dreapta, nu e chiar titular la echipă, dar are o carte foarte, foarte bună de la UEFA Champions League și o carte pe care vă recomand și la campania pentru Koeman, pentru că este o carte destul de ieftină și foarte meta, pentru că e rapidă, agilitate bună, chiar și șutul este ok și dacă centrați cu ea o să fie foarte bine pentru un eventual Giroud care a fost, dacă nu găsesc, golgheterul echipei în Champions League, mai ales că a dat acel poker în meciul cu Sevilla. E un atacant underrated, aș spune eu, foarte lent, dar până la urmă își face meseria atunci când este trimis pe teren. Iar aceasta este, băieți, echipa din trecut, sau mai bine zis, jucători care au plecat de la Chelsea, care au fost pe la Chelsea și au plecat pe perioada, jucători care majoritatea au ajuns foarte, foarte mari după ce au plecat de la Chelsea. Și hai să începem, băieții, din atac și o să începem probabil cu cel mai recent jucător plecat sau unul dintre cei mai recenți, mă rog, Eden Hazard. Din păcate nu a confirmat la Real din pricina probabil accidentărilor, dar da, din păcate asta e, cam asta e Hazard, un jucător senzațional pentru Chelsea, ca peste 100 de goluri în peste 300 de apariții în tricoul albastru. Un atacant, băieți, este Romelu Lukaku, care a fost legitimat la Chelsea între 2011 și 2014.
După a plecat și s-a terminat la Everton, Manchester United și acum ulterior este la Inter, unde zic eu joacă foarte, foarte bine și a fost poate chiar cel mai bun jucător din sezonul trecut din Italia. Iar lângă Lukaku, băieți, este Radamel Falcao. Nu știu câți dintre voi îl mai știu pe acest băiat și nu știu câți dintre voi vă uitați la fotbal pe când acest băiat era, băi, efectiv în prime-ul lui și concura cu Messi și Cristiano Ronaldo. Și mă refer de anii 2011-2012, cam așa, când a câștigat cu Atletico Madrid chiar la București finala Europa League. Acesta a trecut și pe la Chelsea între 2015 și 2016, dar nu prea a confirmat, după părerea mea. A dat parcă, dacă nu știu, un singur gol în Premier League în vreo 13 meciuri sau așa ceva. Acum joacă pe la Galatasaray, este pe final de carieră. Mohamed Salah, băieți, aici poate chiar legenda celor de la Liverpool. Însă acesta a fost sub contract cu Chelsea între 2013 și 2016. În timpul ăsta a fost și împrumutat, dacă nu greșesc, parcă întâi pe la Fiorentina și apoi la Roma, de unde a fost și cumpărat de către Roma. Fanii celor de la Chelsea regretă pe Salah. Poate atunci, la vremea aia, nu era el cel mai bun, dar cu siguranță a devenit un jucător de talie mondială, iar acum este golgheterul celor de la Liverpool. În mijloc am improvizat puțin și l-am pus pe Willian, băieții, acum care joacă la Arsenal, însă cred că este unul dintre cele mai proaste transferuri din Premier League din acest sezon care tocmai s-a încheiat. Ca peste 7 ani la Chelsea și da, e un jucător care totuși e emblematic în ultimii ani la Chelsea, dar acum vă zic sincer, la Arsenal n-a confirmat și nu m-ar mira să plece de la Arsenal. Kevin De Bruyne, băieți, este următorul jucător care a trecut și el pe la Chelsea, dacă nu știați. Între 2013 și 2014, băieții, acesta a jucat în tricou cel de la Chelsea. Mă rog, mult zis jucat pentru că a avut foarte puține partide, undeva la vreo 10 meciuri a jucat. Dar deja începea, să zic așa, să prindă gustul Premier League-ului de pe atunci. Și l-am pus în echipă cu această carte Team of the Year de 94. Patrick Van Aanholt, băieții, este primul fundaș. Acesta și-a început cariera de profesionist, să zic așa, la Chelsea. A jucat între 2009 și 2011. Prea strânse la pariții, dar a fost acolo legitimat la echipa londoneză. Stanislav Ivanovic, băieții, primul fundaș central, cred că un fundaș central legendar pentru Chelsea, a jucat între 2007 și 2017 și a adunat o grămadă de apariții peste 300, a adunat o grămadă de apariții peste 400 de meciuri între cuocio de la Chelsea, încă e în Premier League acolo la West Bromwich Albion, dar da, este și el destul de în vârstă, pace-ul e destul de slăbuț, n-are nicio carte specială în FIFA Mobile. David Luiz, băieții, da, încă mai joacă fotbal, este la Arsenal acum, dar bineînțeles știți că a fost în două rânduri pe la Chelsea, 2011 și 2014 și între 2016 și 2019. Dacă vă întrebați ce a fost în perioada dintre 2014 și 2016, bine, atunci a fost transferat la PSG, însă după a revenit la Chelsea. Și la aproape 200 de meciuri dintre coachul de la Chelsea, acum e cam slăbus pe acolo pe la Arsenal, cam pe linie moarte, dacă mă întrebați pe mine. Manu Cuadrado, băieții, actualul jucător la Juventus, jucător de bază, zic eu, la Juventus. Mic fun fact poate despre Cuadrado, nu știu dacă v-ați fi gândit, dar are 33 de ani. Juan Cuadrado este de aceeași vârstă cu Lionel Messi, dacă mă întrebați pe mine, și mi se pare wow pentru că sunt convins că și voi ca și mine erați de părere că e mai tânăr, dar nu. A fost vreo 2 ani pe la Chelsea între 2015 și 2017. A jucat, asta a fost problema, însă acum s-a regăsit, să zic așa, la Juventus și cred că minim 2 ani o mai ține la un nivel bun. A prins anul ăsta și această carte Team of the Season care arată genial, absolut genial. Iar aici, băieții, avem pe Thibaut Courtois, care este portarul echipei din trecut, așa că între 2014 și 2018 la Chelsea. Poate vă aduceți aminte, înainte a fost la Atletico Madrid și între acești 5 ani a stat la Chelsea. Cam așa arată, băieții, echipa din trecut a celor de la Chelsea, sau mai bine zis, echipa jucătorilor care au plecat de la Chelsea, poate cei mai important jucători care au plecat de la Chelsea. Băieții, în comentarii, cum credeți că arată Chelsea mai bine cu acești jucători, dacă nu și ar fi dacă nu ar fi plecat de la echipă și ar fi, să zicem că ar fi rămas aceștia primii 11 jucători sau cel puțin erau acolo în lot. Sau dacă considerați că echipa actuală este mai bună câștigătoarea Champions League, practic această echipă. Așa că lăsați-mi în comentarii, dați acolo like, abonați-vă. Eu am fost Cristi, până la viitoare, să ne auzim cu bine. Pa!